Da. Așa să facem și problema următoare. Eu. Aha. Câte numere de... E asemănătoare cu cealaltă. Da? Câte numere de 4 cifre formate doar cu cifrele 0, 2, 7, 9 sunt divizibile cu 2, cu 5 și cu 10? Câte numere de 4 cifre? Da, și sau de... Deci, câte numere de forma A, B, C, D de 4 cifre care sunt 0, 2, 7... Unde A, B, C, D... Da. Aparțin mulțimii 0... Cât ai? 0, 2? 0, 2, 7, 9. 9. Deci să luăm pe prima poziție pe cine? Pe 2, da? Da. Și pe, dacă pe 2 îl ținem pe prima poziție, pe cele 3 le învârtim cum vrem noi. Da, acum punem B mare. Nu? Adică B egal... Mulțimea B, da. Mulțimea B egal cu elementele. 2. 2. 2. 2, 2, 2. Da, 2, 2. După 2, 7, 2, nu, 202. Deci, ăstea 3, din, de la sfârșit, pot să fie 7 și 9, ca să terminăm cu ele, da? Deci 2, 7, 7, 2, 9, 9. Da. Deci 2, 7, 2777 și 2999. Apoi, 2000 și băgăm un 7 care să alunece da. Pe adică să schimbe la loc la text. 729. Da. După 2920. 2000, hai pe 7 să s-a alergat. Adică 2272. 2.000 922 și 2.000 922. Da, putea să fie 2.227. Adică 3 de 2. Da. 2, 2, 7. Da? Și acum, da. Să băgăm un 9 care să facă tot așa lucrare. Da. 2, 9, 2, 2. 2, 9, 2, 2. După. 2, 2, 9, 2. Da. Și după 2, 2, 2, 9. 9. Așa. Cred că... Asta, în varianta în care, de plecând de aici, da. Am alergat pe un 7, pe un 9, deci o să epuizat iar. Da. Acum, plecând de aici, hai să băgăm, să ocupe poziția, un, tot 2 este cu prima poziție, dar să ocupe cine? Un 9 aici să alerge pe aici. Da. Deci vine 2, 9, 7, 7. Da? Da. Și 2, 7, 9. 2, 7, 7. 2, 7, 9, 7. Că au schimbat o singură poziție. 2, 7, 9, 7. Și cum ai zis, după urmă, 2, 7, 7, 9. Da? Da. Pe urmă, asta păstrându-l pe 2 prima poziție, da? Toată lumea vede. Da. Și acum... Da, cred că mai am. Să luăm cu 0, 2, 0, 0. Da. Da? Hai să vedem, 2, 0, 0, 0.
2, 2, 0, să luăm o 7 aici. 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0. Adică intră un 2 aici. 2, 2, 0, 0. Apoi 2, 0, 2, 0. Și 2, 0, 0, 2. Da, da, numai ești 2022. 2022. Adică am băgat un singur 2 aici, da? Da. Acum ne putem băga 2 de 2, ca și cum în ăștia 2 de un 0 ar alerga. Da. Foarte bine. Deci 2, 0, 2, 2. Da. Apoi 2, 0, nu, 2, 2, 2, 0. Da, 2. 2202 a pus? A, nu. Nu a pus. Și... Așa, și după... 2220. Un singur 0. Da. Acum... Ce am făcut până acum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wow. Cât mai sunt? Mai sunt. Hai să mai vedem. Când le luăm cu cifre diferite. Da. Și... aici am avut câte două cifre egale. Dar să zicem... Astea, cu 2 tot pe primul loc, cu 2 pe primul loc, și 0,7,9 să se schimbe în toate modurile. Da. Adică 2,0,7,9, 2,0,9,7. Acum, să în locul 0 să-l aducem pe 7, da. Egal cu 2. 7, 0, 9, 9. Și respectiv 2, 7, 9, 0. 2, 9. 2, 7, 9, 0. Am schimbat pe aceste 2. A, 2, 7, 9, 9. Apoi 2, 9, cum spuneai tu, 7, 7, 0. 0, 7. Și 0, 7. Da. Și 2, 9, 0, 7. Cât am mai ajuns? 16. Da, 16 și cu 1, 2, 3, 4, 19 și cu 6. 19. Da, 19 și cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Adică... 25? 25. 25. Ori mai fi și arătele. Mai de acum... Sunăm o prietenă. Deci, atenție, ne-o fript chestia asta, că nu au fost distincte. Că dacă mi-era cu distincte, erau numai astea 6. 9, 4, 6. Dar fiindcă are, n-a precizat autorul să fie distincte, ăla 19, dar nu prea am pus numai 19, 20 dacă ar fi fost, suna mai bine. Adică, un număr impar acolo, nu știu de ce cred eu asta. Poate am mai pierdut unul de pe acolo din varianta. Deci, cum am gândit noi să le spunem încă o dată, ne spunem lor ca să ne spunem și nouă. Practic am luat cu 2 pe prima poziție. Și celelalte 3 puteau să fie egale. Și egale doar 2, 7, 9 și 0 trebuia să fie. Dar până la urmă l-am luat și pe el de asta. L-am luat și aici, uite, de aici am pus. Da? Da. După care, mi-am luat de triada asta și aici am lipit un 7 care a luat poziție și s-a tot dus aici, s-a măturat, da? 7-le l-am speculat aici și l-am dus pe poziția asta, asta și asta. L-am luat pe 9 și l-am dus pe poziția așa. Asta în varianta când m-am luat numai de asta și am strecurat un
7. Apoi ia 7-le, un 9, da? Și pe urmă am strecurat și un 0. De ce am plecat? 2, 0, 0, 2, 2, 2 și aici am epuizat toate variantele cu 0. Dar la 2, 7, 7 nu puteam să începem cu 0? Adică 2, 0, 7, 7. Nu este prins asta, vezi? 2, 0, 7, 7. Da, și după... Ia să-l băgăm. 2, 0, 7, 7. Urmă 2, 7, 0, 0. 2, 7, 2, 7. 2, 7, 2, 7, 7, 0. 2, 7, 7. O secundă. Practic, băgăm un 0 la ăsta. Da? L-am suprimat pe 0 de aici, în 7-le ăsta, și am băgat 0. Și acum pe 0 ăsta îl tot plimbăm până la capăt. 2, 7, 0, 7. 2, 7, 0, 7. Și 2, 7, 7, 0. Deci am băgat un singur 0 și o avansat. Da. Acum să băgăm 2 de 0. Și să rămână un singur 7 ca să primim. Da. Deci ar veni 2, 0, 7, 7. Nu. 2, 0, 0. Așa. Da? 2, 0, 0, 7. După 2, 7, 7, 0. 2, 7, 0, 0. 2, 7, da. Așa, 0, 0. Și 2, 0, 2, 0, 7, 0. 0,70. Acum trebuie să facem același lucru și la 9. 9. Deci același lucru se începe și cu 9. Adică băgăm un 0 și un 7, da? Da. Deci vine 2. 2, 0, 9, 9. După 2, 9, 0, 9. Da. Și după 2, 9, 9, 0. Așa. Și acum băgăm 2 de 0. Da, acum 2, 0, 0, 9. Da. 2, 9, 0, 0. Da. 2, 0, 9, 0. Așa, așa, nu? 7. 7. Acum ne iese... Cât? Că ia numărul. 3, 4, 5, 6. Cât? 36. 36? 36. Parcă mai bine un număr frumos și asta. Da. Deci 36. Hai să zicem, dacă vor mai fi altele, să le caute prietenii noștri. Da. Dar cu 2, cu 2 pe prima poziție, am făcut 36. Da. Deci pentru 2, pe prima poziție, au ieșit 36 numere. Acum, pe prima poziție să punem pe cine crezi? Pe 7. Cu 7 pe prima poziție, iar este 36. Da. Pe prima poziție poate să fie 9. Și iar este 36 numere. Da. Pe prima poziție nu punem pe 0, că nu mai sunt, nu mai am un număr de 4 cifre. Da, adică o să fie 36 cu 36 și cu 36. De 3 ori. Da. Deci numărul total, 3 ori 6, 18, 3 ori 3, 9, 108. 108 numere. Am generat noi. Cu calculatorul nostru. Cu ăsta. Da. Dacă ăsta e defect, nu ne-am prins pe toate. Da. Nu ne-am prins pe toate, asta să zicem. Da, ce o muncică. Acum, să zic că se poate face un program unui calculator cu adevărat, dacă știi informatică, da. Și am face un program, atunci el le-a dat pe toate, dar le-a dat într-o fracțiune de secundă. Da. Adică foarte repede l-a dat. Calculatorul face cu foarte multe, mare, cu mare viteză face treaba asta, ce am făcut noi aici. Și el nu scapă niciunul dacă îi face treaba cum trebuie. Dar să-i faci programul ca să-l descopere. Ei, asta fac informaticienii. Am auzit de multe ori, lucrează în IT, nu? Da. Fac programe de acestea. Altfel, calculatorul nu știe să facă nimic, numai dacă îl pune, mă, să facă lucrurile de acestea. Ia.
formi grupul de urătoare. Așa. Mereu mă duce și nu aveți cheia. Da, păi nu, eu am, avut impresia că... De data asta am luat la 5-a. Aha, mă înțeleg. Da. Hai să vedem. Deci numărul de numere pe care le-am găsit sunt 108. Și ce se cerea? Să le găsim pe cele divizibile la 2, cred. Păi, sau asta am făcut la 2 acum. Deci noi le-am găsit pe toate. Da. Și trebuia să scrieți toate numerele de forma asta, da, cu 4 cifre. Dar ce spunea? Deci, câte numere de 4 cifre, formate doar cu cifrele 0, 2, 7, 9, da, sunt divizibile cu 2. Ah, acum trebuie să le căutăm divizibile cu 2. Da, asta, uita să facem. Păi, din cele 36, la sfârșit poate să fie 0 sau 2. Deci din cele, da, 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 0 sau 2. Se jumătățește numărul. Ar însemna că e 18. Da. Nu? Da, 18. Și, și 18 la fiecare tranșă. Părea mea că trebuie să se împărțim pe 108 la 2. Da. Și să avem 54. 4. Da. 54 de numere sunt divizibile. Da? 2. Sunt divizibile la 2. Deci 54. De numere sunt divizibile la 2. Și cum se face demonstrația asta? Păi zice așa, domnule, noi le-am văzut că sunt 36 aici. Da. 18 vor fi cu 2 sau 0 la sfârșit. 18 vor fi cu 2 sau 0. Hai să-i vedea că sunt 18. E curiozitate. Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, nu, nu. Aici, nu? Da, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E și 20. A zis că 18 să fie, nu? Mai le numărăm o dată. Deci, 1, 2, 3, da, 3. Nu, ai zis 1, 2 aici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Și 21 acum. Hai, ce facem? Dacă mă rămân într-o zi, 22. 23. Nu se poate. Da, raționamentul pare a fi așa logic. Deci, stai leacă că dacă pe 2 l-am ocupat în partea asta și au fost generate așa, da, mai pierdut. Deci 0 și 2 au voie să fie la sfârșit. Da, de acord. Mai la 2. Știi ce? Abia asta de 7 stele. Deci abia asta de 7 stele că ne-am prins urechile, cum să zici, nu? Deci nu vedem exact acum ce se întâmplă.
Deci noi am zis că sunt 36. Acum s-ar putea ca numărul ăsta să fie mai mare, nu 36. Da. Și dacă e mai mare, atunci în jumătate, cum am zis noi, se poate să fie 20 sau 21, cum am găsit la numărătoare ultima dată. În final, haideți, veniți. Da? Da. Copiii, auziți, vă cheamă deci, domnul profesor. În final, povestea este că se înjumătățesc. Bunul simț îmi spune că se înjumătățesc atâta vreme cât 0 și 2 poate să fie la sfârșit. Iar 7 și 9 poate să fie la sfârșit. Și acele cu 7 și 9 nu se par la 2. Deci, poate să fie povestea asta. Deci am scăpat, mi scapă ceva acum. Mai vezi tu acasă, zic așa, mai analizez și dacă găsești numărul, ia te uite la sfârșit, îți vedem, și cu rezistație, să vedem. Așa. Ușor, că suntem în lecții. Mă interesează să vedem ce număr dau ei divizibil și pe noi dublăm. Ca să ne dăm seama. Să facem încă o dată acasă, să revezi. Sper că nu se repete niciun număr de aici. Nu se repetă. Nu, deci, după cum am gândit noi algoritmul cu logic, așa cum am văzut, nu se repetă. În final, asta revezi. Dacă după ce le-am scris, am constatat, le mai numere o dată și ai văzut că sunt 21, atunci ar trebui să fie 40 și ceva generate. În condițiile astea cu 7 și cu 9, n-ar mai fi încă 21. Și ar fi o contradicție. Înseamnă că am pierdut pe cele cu 7 și 9 la sfârșit, generate. Da? Deci dacă sesizăm treaba asta, atunci venim și spunem, asta e povestea. Iar, concret, o să vezi cu 2 la sfârșit, câte sunt cu 2 la sfârșit. Deci dacă sunt un număr de 10 cu 2, și 11 cu 0, înseamnă că și de la 2 am pierdut ceva. Când la sfârșit. Da? Dacă sunt și cu 7 câte sunt, cu 9 câte sunt la sfârșit, în final, în felul ăsta, îți poți da seama de numărul de numere care se generează. Că aici avem o problemă. Numărul de numere care se generează. Deci ceva am scăpat aici. Abia aștept mâine să... să discutați și la clasă, să discutați și să ai tu clară problema și să spui așa. Am făcut așa, am sesizat chestia asta, acum hai să vedem încă o dată. Nu spune că sunt distincte, că dacă mi-ar fi spus distincte, am fi avut o șansă. Deci vorba de numărul de numere deja de tipul ăsta. A, B, C, D. Dar nu spune cifrele A, B, C, D distincte. Dacă spune așa, eu nu mă mai complicam cu asta, că de aici e greutatea devine, dificultatea problemei. Deci problemele sunt multe, numele sunt multe, datorită faptul că nu spune distincte. Da. S-ar putea ca autorul în capul lui să fi fost cu numele distincte. Da? Da. Dar dacă nu ne-a spus, noi suntem obligați să le luăm și cu varianta când toate sunt egale, când 3 sunt egale, când una, când 2 sunt egale și aici, se generează foarte multe numere. Da? Deci asta ar fi problema pe care vreau să mă rezolv pentru data viitoare. Da? Să vedem cum găsim ideea. Deci eu așa bănesc că autorul a fi avut în cap să fie distincte. Da. Așa, e foarte dificil aici. Chiar foarte dificil. Până la urmă, v-am dat cât de cât unul de 7 stele. Mi-ai dat unul de 7 stele în clipa asta. Ori l-am făcut noi de 7 stele, gândindu-ne cu cifre egale, cifre să fie și autorul să fie gândit la distincte. Și la distincte știi care a fost?
A distincte, păi, le schimbai pozițiile, da, toate 0, 2, 7, 9, bun lucru 0 începând, 2, 0, 7, 9 și le permutai toate ele acolo și ai fi găsit un număr mult mai mic decât am găsit noi. Să le spunem prietenilor noștri că ne oprim aici și să zicem foarte tare că această problemă rămâne și pentru ei. Pentru toată lumea. Da? Discutăm în lecția care vine. La revedere, dragilor!